Jandarmeria română a împlinit luni 173 de ani, iar pentru a marca acest moment, inspectoratele din țară au organizat o serie de activități de informare și promovare a instituției. La Giurgiu, pe esplanada Teatrului Tudor Vianu, a fost amenajat un punct de informare, fiind prezentată tehnica folosită de jandarmi în timpul misiunilor, câteva autovehicule din dotare și doi câini de serviciu. Astăzi, 3 aprilie, Jandarmeria Română sărbătorește 173 de ani de la înființare. Cu această ocazie, împreună cu colegii mei, ne aflăm pe esplanada Teatrului Tudor Vianu, unde am organizat diferite activități. Aici puteți vedea tehnica și armamentul din dotare, autospecialele folosite de colegii în misiuni, dar și câinii de serviciu. Cei prezenți la activitate au fost primiți cu zâmbete și surprize dulci. Față de acțiunile similare ale colegilor de la IPJ și ISU, aceasta a tras mai puțin curioși, lucru explicabil și prin faptul că Școala Altfel și Săptămâna Verde tocmai s-au încheiat. Totuși au existat atât grupuri organizate care i-au vizitat pe jandarmii giurgiuveni, dar și copii însoțiți de părinți sau aflați în drum spre școală. Ce v-a impresionat astăzi? Ce v-a plăcut așa? Sorine, dă tu interviu, hai. Mai mult AKO-ul acela. Ce anume? AKL 47. Cum ți se pare? Presupun că joci ceva jocuri și acolo te-ai inspirat. Este destul de greu, sincer, nu așteptam. Aș vrea să mă fac polițist. Ai note bune? Înveți pentru acest lucru? Jandarmeria Română este o instituție cu statut militar care exercită în condițiile legii atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism.